spune despre modernizarea drumului pe strada Jandarmeriei. Da, acest drum face parte din lotul de drumuri vicinale care sunt în programul de modernizare în orașul Uricani. Ne aflăm, într-adevăr, pe strada Jandarmeriei, se modernizează acest drum. Așa cum se vede, se pregătește partea de infrastructură pentru asfaltare, rigole și așa mai departe. Aici avem problemă, o mică problemă pe ultimii 50 de metri cu o persoană, cel puțin așa ne-a zis constructor, că nu i-a lăsat să meargă pe ultimii 50 de metri, spun că este terenul lor, dar cu siguranță vom rezolva această problemă. O să le dăm cartea funciară, extrasul de carte funciară, cu proiectul vine la fața locului și în aceste condiții constructorul trebuie să-și ducă la treaba până la capăt. Firma cu care lucrăm este firma Strabag, care are în unele zone și subcontractanți, este problema lor. Pe noi ne interesează ca până vine zăpada, poate reușim să și asfaltăm acest drum. Este, așa cum bine știți, noi în paralel cu modernizarea acestor drumuri, lucrăm la un proiect de la documentațiile tehnico-economice pe care dorim să le finalizăm până cel târziu anul viitor, în luna iunie, pentru a le depune, pentru a primi o nouă finanțare, deci lucrăm la parte de proiectare pentru încă un lot de 20 de drumuri vicinale, în Valea de Brazi, în Terminus, Uricani, Câmpul lui Neag, acolo unde este nevoie, unde sunt gospodării și unde încă sunt drumuri de piatră. Deci dorim modernizarea și acestor proiectare, de fapt, pentru modernizarea altor 20 de drumuri vicinale. Valea Paroșenilor a fost efectiv distrusă de inundații. Ce ne puteți spune despre asta? Da, astă vară, acest drum, când au fost mari inundații, a fost distrus, locul în care ne aflăm, de exemplu, în foarte multe porțiuni. Aici, practic, dacă observați, drumul dispăruse de pe fața pământului, era la nivel cu apa. Aici, practic, și nu numai aici, pe porțiuni foarte, foarte mari, s-a refăcut totul, s-a modernizat totul, inclusiv zidul de sprijin care, practic, acesta nici nu exista. A fost realizat suplimentar de constructor, tocmai pentru că în momentul când mai vin apele mari, zonele care au fost cele mai distruse, cele mai sensibile, le-am dotat inclusiv cu aceste ziduri de sprijin, cu ridicarea terasamentului, practic la peste un metru înălțime și, sigur, în final s-a turnat și covoare de asfalt acestea unde au existat înainte și pe porțiuni de mai mult de un kilometru, un kilometru și jumătate în sus, practic drumul a fost reconsolidat, refăcut și arată, pot să spun, mai bine decât înainte de inundații. Și aici, pe această stradă, care este asfaltată doar pe o porțiune de sub un kilometru, celelalte porțiuni de peste un kilometru și jumătate, care sunt doar la nivel de piatră, refăcute până la nivelul de piatră, cum a fost și înainte, și acest drum intră pe viitorul program de modernizare a 20 de drumuri vicinale, proiect la care se lucrează acum și, încă o dată repet, până în vara anului viitor dorim să fie totul gata, cu ridicări topografice, cu tot ce trebuie, astfel încât să-l putem depune pentru a obține finanțare pentru realizarea, modernizarea acestor porțiuni de drum. Ne aflăm în zona Valea de Brazi, unde inundațiile au făcut prăpăd. Ce ne puteți spune despre asta? Da, așa este. Podul pe care ne aflăm, în afara de structura de rezistență de jos, care a rezistat la inundații, aici s-a schimbat tot, începând de la grinzi, poditură, căi de rulare, balustrăzi, s-a schimbat totul, totul, s-a curățat toată zona de aici, da? De copaci, de aluviuni. Aici, după cum vă aduceți aminte, practic drumul ăla nu mai exista, nici acesta care spre Dinoni, nici acesta care spre Păroasa, pe porcinea până dincolo de al doilea pod. Practic aici a fost refăcut totul. Ridicat drumul, reconsolidat, s-a venit suplimentat, dacă observați, cu ziduri de sprijin, acestea nu existau, cu podețele acestea noi,
asfalt nou, toată infrastructura refăcută și, sincer vă spun, arată mai bine decât era înainte. Nu că mi-aș dori să mai fie inundații, că numai astfel să arate mai bine, dar așa s-a întâmplat că am reușit cu constructorul să facem drumurile acestea două, podețele și tot ce vedeți aici, mai bine decât era înainte. Cu eforturi destul de mari și iată că la ora la care vorbim, astăzi, că peste câteva zile intrăm în luna decembrie, putem spune că aici lucrurile sunt în regulă. Se poate circula fără probleme cu aceste ziduri de sprijin noi. Asigurăm o protecție suplimentară, astfel încât să putem da o siguranță mai mare acestor două căi de acces și, desigur, acestui pod. Ce ne puteți spune despre modernizarea aleilor pietonale? În momentul de față ne aflăm pe strada 1 Mai. Da, acum din nou firma de construcții Strabag a început continuarea lucrărilor de modernizare a aleilor pietonale din orașul Uricani și aici ne aflăm într-adevăr pe strada 1 Mai, unde se toarnă deja covorul de asfalt pe aceste alei pietonale. Este un program care acum o să se lucreze până vine zăpada și atât cât se poate se va asfalta, iar ce nu se poate asfalta până o să vină zăpada, iarna, vom continua anul viitor. Ne aflăm pe Bulevardul Muncii și observ că continuă investiția modernizărilor iluminatului public. Ce ne puteți spune despre asta? Da, așa este. Ne aflăm pe Bulevardul Muncii din orașul Uricani, unde, așa cum vedeți, se află în prag de finalizare investiția de modernizare a iluminatului public și de pe acest bulevard. Am vorbit cu constructorul să grăbim lucrurile un pic. Rețelele toate sunt trase în subteran. Sigur, acum, noi de anul trecut am avertizat firmele de cablu, cine mai avea rețele de cabluri pe vechi stâlpi, să vină să le ia. Le-am dat și șansa ca să meargă pe rețeaua subterană. Odată cu rețeaua care se realizează pentru iluminatul public, dar observ că ei n-au agreat ideea de a veni tot cu rețea subterană. O parte și-au retras din cabluri, o parte urmează să și le retragă. Noi de un an de zile le-am spus, am discutat cu ei, am făcut adrese și sperăm să, că am văzut în unele locuri, cablurile încă sunt pe jos, sperăm să vină să le reconfigureze, să le pună acolo unde consideră că trebuie să le pună, având în vedere că nu au acceptat să meargă pe aceeași rețea subterană, era un lucru mult mai simplu și pentru ei. Dar mă rog, e decizia lor, cât o fie COVID-ul de COVID, măcar iluminatul ornamental să-l facem, să se bucure măcar de pe geam, măcar când merg la cumpărături, pentru că oamenii sunt conștienți că după alegerile parlamentare va urma o perioadă de izolare drastică și ne-au rugat să nu renunțăm sub nicio formă la realizarea de ornamental, de iluminat ornamental pentru sărbătorile de iarnă. Ca urmare, vă dați seama, ținem cont de părerile și dorința cetățenilor, pentru că până la urmă cetățeanul nostru, stăpânul nostru.